prima emisiune românească exportată și produsă în țări ca Thailanda, Ucraina, SUA, Franța, Canada, China, Miss de la Țară vine la Prima TV chiar acum. 8 vedete au sarcina de a ridica praful ulițelor României pentru a găsi fete și flăcăi de la țară. 4 dintre ele vor căuta fete, iar 4 vor alege băieți, pentru ca în marea finală de la București să putem desemna drept câștigători o fată și un băiat care împreună să poată spune cu mândrie Miss de la țară. Fiecare dintre câștigători va pleca acasă cu un premiu de 10.000 de euro. Dar atenție, cei doi nu se aleg cu toți banii, pentru că vor trebui să folosească o bună parte din ei, 10.000 de ron, în folosul satului care i-a crescut și i-a făcut cine sunt. Andreea Marin, Mircea Radu, Cătălin Botezatu, Iuliana Tudor, Mugur Mihăiescu, Dana Săvuică, Niculina Stoican și Gelu Voicu sunt vedetele nerăbdătoare să-și înceapă misiunea de căutare. Bine ați venit, dragii mei! Bine te-am găsit! Mă bucur că suntem împreună. Îmi pare rău că prietena noastră, Iuliana Tudor, n-a reușit să ajungă, dar ne întâlnim cu ea pe parcurs. Începe primul sezon al emisiunii Miss de la Țară. Dacă până acum vedetele noastre trebuiau să meargă în țară să găsească bafete sau băieți, lucrurile stau un pic diferit de data aceasta, pentru că voi va trebui să găsiți și băieți și fete. Adică fiecare trebuie să... Fiecare trebuie să găsească și băieți și fete? Nu, unii dintre voi fete, alții băieți. E pe vrute? E pe noroc, pentru că va trebui să trageți la sorți. Să se fete, la mine să fete. Va trebui să mergeți prin zona asta să căutați răvașele care sunt ascunse. În Valea Doftanei mergi, măi mândruță, măi, fete harnice să alegi, măi mândruță, măi. Deci, Valea Doftanei, județul Prahova, caut fete. Nimic. Ce avem noi aici? Ce aveți voi acolo? Sunt curioasă de zici că mă duc eu, ce nu Iuliana. Te-am ajutat. Ia să vedem unde a merge venit. Iuliana și ce caută. Ia, ce caută Iuliana? Băieți caută. Bravo, și merge în Poiana Stampei, județul Suceava. Mamă, ce frumos! Îl păstrez să-i dau. Am găsit biletul. Am găsit. Ia să vedem. Am. Ei, nu pot să cred că la... Mi-a furat biletul. Mi-a furat. Bă, care... nu mai vrei să pleci? Care, nu, da, era, eu am citit, erau fete. Fete. De asta cred că ți-l-a luat cineva. Uite, ofticoși. Acolo avem doi băieți care cred că ofticoși mi-a luat bilet. Niculina. Ba nu. Poate. E la mine. Ne, la. E la mine. La mine. La bine. Bă, nu Oltene, faceți voi pe Oltean. Oltene, e la mine, Oltene. L-am băgat aici. Ia, uite ce avem aici. L-am băgat sub wireless, da? Deci în primul... It's a girl! It's a girl! Brăiești, județul... Buzău. Buzău. Hai că nici nu merge așa departe. Da. Îmi pleacă badea la Brăiești. În lung e drumul spre Brăiești? Cu GPS o să-l găsești. Căci calacaci, cea de acolo este fata mea, fată, căci calacaci. Aduceți-l pe fată la mine să-l fac prințes, da? Hai, spor la căutări! Păi spor la căutări, dar unde să-l hai caut să eu la Brești? Unde e Brești? Am un bilet aici. Vrei să vezi? Aici l-am găsit.
nu am vine să cred că am atâta noroc. La Ponoarele, în județul Mehedinț. La drum am plecat între Oltenia și Banat, în frumosul Mehedinț, unde fetele, cum credeți, cu minți. Everybody get up. Uite, uite, uite-l! No, mândră-mi este Hunedoara, unde au dacii capitala. Mândru-mi e și Boșorodul, unde se adună norodul. Să chiuie, țurai măi, spor la căutat, flăcăi! Mal meu e cel mai frumos și cel mai chipe și cel mai norocos. Am găsit! Ai găsit? Ce ai găsit? Hai să vedem ce ai găsit! Hai să vedem ce ai găsit! Măi, dar aici ați pus-o măi în oală! Măi, fete sau băieți? Băieți! Băieți! Fie ce-o fie acum! Argeș, mama la corbi! E bine, mai la deal de mine! Foaie verde iasomie în Argeș e veselie și în sat la corbi e plin de flăcăi mândri ce vin să-i alegi și să-i culegi! La capitală să mergi doar cu ăl mai muncitor! Foaie verde, fir, mohor. Bravo, bravo, bravo. Gata, hai, la Argeș. Din la București? Da, să pregătiți stâlca de Pitești. A, eu cred că l-ai găsit și ai pus în buzunare ceva. Ce? Cauți carta de credit? Nu, dragă, cauți carta de credit. Să văd unde... Uite, ai găsit biletul, da? A, în sfârșit. Ia să vedem noi. Băieți! Mă rog, nu eram zătul de... Vrei să vezi tu, fete? Vrei să vezi și tu, fete, dar... Ce scrie aici? Ceamurlia de jos, județul Tulci. Aia e mișto, că e din Delta, îmi place Delta. Da. Da, tare, băieți. Mă rog, hai fie. Și să prinzi în Prostovol, nu în Flăcău mototol, ci unul vânjos și drept, să țină finalei piept. Să țină finalei piept, adică direct în finală. Să câștige. Normal. Deci, ceamurlia, I coming. Și dacă nu te găsesc, te sparg. Fii atent, mă! Fii unde le-a dat prin minte să se ascundă. Fii atent. Este incredibil. Cum e posibil? Andreea, nu pot să cred, dar Andreea, cum ai găsit aici? Nu, nu, nu. Îți spun eu, s-au jucat niște copii. S-au jucat niște copii. Nu pot să cred. Niște copii mai mari. Ia să vedem. Budești? Tocmai Maramureș. Maramureș. Mă, putea sunt 700 de kilometri Maramureș. Da, da, mândru-i Maramureșul. Mândru-i Maramureșul și mai mândru Budeștiu, sat de oameni muncitori, de tradiții păstrători și unde-i musai să găsești o mândră ca din povești. Perfect, acolo mă duc. Plec acum. Mersi. Ciao, ai grijă. Pa. Prima vedetă care pleacă în căutări prin satele României este Mircea Radu, care trebuie să o găsească pe a mai mândră și mai frumoasă maramureșancă. Misiunea se anunță interesantă dacă ținem cont că Mircea Radu este pentru prima dată în postura de invitat într-o emisiune reality. Când mi s-a propus să filmez pentru Miss Fata de la Țară, m-am bucurat foarte tare, pentru că știam că formatul e distribuit în foarte multe țări, inclusiv în Indonezia, și m-am gândit Miss Fata de la Țară, țara Indoneziei. Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, așa că sorții l-au parașutat pe Mircea Radu, nu în Indonezia, ci undeva la fel de frumos și de departe, în Maramureș. Pe șoselele României se face cam tot atâta timp ca între distanța între București și Jakarta, adică tot așa, 12 ore, e bine. Comuna Budești este o bucățică de rai, un loc în care frumusețea locului și bunătatea oamenilor se îmbină armonios. Peisaje care îți taie răsuflarea sunt înobilate cu superbe porți și case din lemn, lucrate cu grijă și talent de generații de meșteri maramureșeni. Aici, fețele oamenilor parcă sunt mai luminoase, straierele sunt mai înflorate și mai colorate, iar sufletele mai ușoare. Uite că intrăm în Budești. Uite, asta a fost.
Bună ziua! La primărie? Cât mai e? Vă salut! Aici, aici, uitați, aici! Aici? Mircea Radu caută primăria comunei unde i-a fost anunțată venirea și unde le așteaptă primarul și cea care va fi ghid în căutările prin sat. Am senzația bombă. Bună ziua! Bună ziua! Ați venit în comuna Putești. Vă salut! În județul Maramureș și ne bucurăm că sunteți aici ca să ne redescoperiți fetele frumoase pe care le aveți. Vă mulțumesc foarte mult! Pe mine mă onorează invitația noastră. Cu tobe și trâmbițe, Mircea Radu dă start căutărilor cele mai mândre și mai harnice maramureșence. Să mergem! Mircea Radu vrea să vadă dacă se potrivește cu ghida la gusturi și merge pe mâna ei să-l ducă la câteva fete. Uite, ea este Crina. Este Crina, vai ce ochi frumoși ai. Mulțumesc! Numai că în Maramureș nu ține vrăjeala de la oraș, așa că Mircea Radu încasează un refuz din prima. Nu cred că o să particip. De ce spui asta? Păi, nu știu, să fată mai emotivă și... Să știi că și eu am emoții. Gândește-te, nu-mi dau un răspuns acum, da? Gândește-te și tare mult aș vrea să vii. Primul meci se încheie indecis. Rămâne să vedem la preselecție dacă fata a fost convinsă orba de Mircea Radu. Cei doi bat la altă poartă, dar nu orice poartă, ci una cu adevărat specială. Uită-te lucrătura aici, ia fii atent. Ia uită-te aici. Uită-te și tu. Asta e bijuterie, mă. Acum rămâne de văzut dacă și după poartă se ascunde o bijuterie de fată. Nu pentru din dragoste, pentru Miss Fata de la țară. Vrei să intrăm noi? Păi așa trebuie ca să nu fugă peticol. Fata înfiptă tare și face imediat turul ogradei, prezentându-i lui Mircea Radu toate orătănile din dotare. Tocmai ce s-au luat de zi. Bravo! Surpriza cea mare vine însă la final. Te așteptăm la preselecție, bine? Din păcate, va trebui să vă refuz. Pentru că Nu, adu-mi un scaun, Am spus, eu trăiesc la Cluj, aici am rădăcinile, aici am bunicii. Așa. Și atunci nu aș putea lua locul unei fete, deși toate vecinele îmi spun că ar fi bine să merg. Că știu lucra la fân, știu cu animalele, știu face de toate. Părerea mea este că tu ți-ai greșit vocația. Tu ar fi trebuit să te faci politician. Te rog, mai gândește-te, că uite, acum este ora 9:15. Așa. Vezi ce înseamnă să filmezi la Miss Fata de la țară? Dacă vreau Miss Fata de la oraș, la ora asta dormeam toți. Eu nu mai țin minte pe ce parte se urcă în căruță. Pe unde prindem? Năucit după două refuzuri consecutive, Mircea Radu cere întăriri de la primar, care îl înarmează cu o ceată de ceteraș și cu un ștraf, adică o căruță maramureșeană. Poate așa, fetele să se lase convinse. Diseară la Dumitru lui Floarea! Nu știu dacă m-a ajutat să găsesc fete plimbarea cu ceterașii, dar oricum zgomot au făcut. La așa o intrare cu cântec, nici o fată nu ar trebui să-i reziste lui Mircea Radu, cu condiția să fie acasă. Uite-o! Adriana! Dornic să învețe, Mircea Radu îi cere fetei să-i deslușească din tainele cositului. Asta e o greblă. De o greblă tot pentru fân, nu? Acum, după ce strâns grosul, va mai groasă, tragi așa cu... Asta, așa, nu? Da. Și să nu rămână iarbă în urmă. Când ai fost ultima dată în București? Nu, am fost deloc. N-ai fost deloc? Păi ăsta este cel mai bun motiv ca diseară să particip la o preselecție. Ne vedem acolo? Da. Primul succes trebuie udat și dansat, că așa e obiceiul în Maramureș. La noi se bea din sticlă. Doamne ajută să rămână, din păcate eu șofez. Mergem cu căruța. Mergem cu căruța, dar... Și căruțașul nu bea. Dar știți cum e? Că eu trebuie să povestesc și am capăt trei limbi și nu e în regulă. Un si bemol? Hai să vedem. Mă poți învăța, te rog, că eu... Să încerc. Știu că se ține așa, nu? Da. Așa. Și e un pas, nu știu cum. Și eu cu mâinile astea ce fac? Unde le țin? Așa. Acum mergem așa. Așa, m-am putut cărărușă, așa.
Ia stai, stai, ia stai, stai. Ia stai, stați mai puțin. Să rămână. Bună ziua. Mircea Radu-i numele meu. Bine, vă rog din tare, bine. Ne cânti ceva? Ceva, nu știu. Na 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 na, pe o cărărușă. Na 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 na. Ia, da. Ia. Am avut o cărărușă. Am avut o cărărușă. Până la mândra la ușă. Până la mândra la ușă. Bravo, bravo. Ce faci de seara? Noi acum plecăm, că eu nu sunt aici. Deci nu-i fata din Budești. Da, nu ești de aici. De aici nu, da. Regret că nu ești de aici. Eu mă cred. Era foarte frumoasă. Avea talent, avea voce. Avea 13 ani. Am avut o cărărușă. Am avut o cărărușă. Până la mândruța în ușă. Am avut o cărărușă. Să rămână. Mircea la din numele meu. Bunica fetii. Să rămână. Bunica. Mircea Radu sunt eu. Da, vă cunosc. Abia m-am chitat să vă văd. E clar că mamaia e gata cucerită, dar nepoata are căutare acum. Ce face aici, Alina? Costă cămeșa. Cămeșa cui? Facem la o verișoară, înainte se strânge. Aha. Se strânge, se face cu mâna totul lucrat manual, ca să fie aici în față frumos. Alina, știi de ce am venit eu? Da, nu iesc. Uite, aș vrea tare mult și eu ca eu. Da. Eu sunt ultimă. Dar toți cei de acasă, care sunt sigur foarte mulți, ar vrea tare mult să te vadă diseară. O să vin, de ce nu? Ne încercăm puterile. Cum să nu? Ca între fete. Fata știe să ție acul în mână, dar știe și carte, că altfel nu ajungea ea studentă tocmai la Cluj. La Cluj unde? În cadrul Babeșului. A, Babeș-Bolyai. La studii de securitate. Studii de securitate? Da. E un profil mai nou. Păi asta pe mine mă calmează definitiv. Da? Tu atât de frumoasă că faci studii de securitate. Dar spune-mi, de ce nu ai ales să rămâi în Cluj pe perioada vacanței? Pentru te atrage pământul, te atrage? Am venit acasă să-i ajut pe ai mei. Ei lucrează, facem și fânul, chiar dacă nu avem animale, tot lucrăm, nu stăm acasă. Am și lucrat cât am fost pe perioada facultății. Ați auzit, fetelor de la oraș, ce se întâmplă aici? De fapt, n-ați auzit, că era 10 și un sfert, dormiți. Da, așa. Mircea Radu nu pleacă de la casa fetei până nu o vede cum știa coase și până nu-i vede mersul prin bătătură ca la a mai mare prezentare de modă. Hai! Ai, eu zic că e foarte bine, nu? Cum este cu stânga și cu dreapta? Când vrei să ia caii la stânga, cum spui? Aho. Aho. Și dreapta? Cea. Cea. Aho și cea. Bine, mulțumesc foarte mult. Ciao. La revedere. Anca! Ce faci, Anca? Culegi cepe. Culegi cepe. Hai, vino cu asta, să vedem ce recoltă. Hai. Să-mi las recolta. Bun, e regulă. Păi, lasă că arată bine, dar are o voce extraordinară. Are o voce de radio, fata asta. Lăudăm, da. Zim ceva, începe așa. A fost odată ca niciodată. Hai, ia. A fost odată ca niciodată. Păi, ce voce de radio are, măi? La ce Budești? Ce faci, Ancuța? Te îmbrățișez. Bine, dar nu pot. Băi, pot eu? Vrei să-ți arăt? Anca. Ce faci? Vocea ca vocea, dar o fată de la țară trebuie să știe la ce folosește o sapă într-o gospodărie. Aha, aha. Convins, Mircea Radu trece la partea delicată a vizitei sale, invitația la preselecție. Credeam că sunteți cu caravana. Mă pregăteam de un refuz, sincer. Da? Da. De ce? Nu-l mai pot suferi, nu? Ți-a făcut un lucru foarte rău. Nu. Dar dacă e vorba de mis de la țară, e altceva. Fata are și ia o invitație. Tare ca focul. Trebuie să intrați și în casă să-i serviți un pahar de horincă, de prună. Altfel îmi fug pețitorii. Nu beau decât cameramanii.
Ăștia, nu, să știți, e o specie, eu nu pot să mă înțeleg cu ei. Nu știu dacă se trage color. Da, bun, e clar. Cum praii se legau toate, Mircea Radu dă de o ușă închisă, închisă și tăcută. Ileana! Hai, numai stai de vorbă cu domnul Mircea Radu. Arată-ne o poză cu tine, te rog, pe aici, la geamul ăsta. Și eu o să vorbesc cu poza așa, cum fac oamenii când n-au ce face. Și dacă înțelegi argumentele mele, ieși. Dacă nu, nu. Ești de acord? Nu răspund, nu vreau de acord. Până la urmă s-a dovedit că fata nu era deloc îndărătnică. Pur și simplu nu era. Plecase la o vecină să o ajute la treburi. Ilenuca, dar de ce fugi? Dar nu am fugit, dar mătușa m-a lăsat acasă și eu am venit aici să lucrez. Na, m-ai făcut pentru prima dată în viața mea să vorbesc cu un geam. Gol, da. Diseară. Diseară? Diseară. Nu știu, o să vedem. Nu zice că nu știu. Întotdeauna am fost înnebunit după fetele care mi-au răspuns cu nu știu. Asta e o chestie care pe mine m-a dăgat. Nu știu, tot rămâne. Mircea Radu nu pierde vremea pe drum și calculat își face inventarul de mândre. Crina, după aia a fost Alexandra. După aia a fost Adriana, da? După aia a fost Alina. După aia a fost... Și din poartă în poartă norocul duce pe Mircea Radu la o casă nu cu una, ci cu două fete, maramureșence, dar cu viză de Italia, unde lucrează părinții. Facem o poză, pentru că eu așa ceva n-am mai pomenit. Cu așa mândre maramureșence școlite în Italia, Mircea Radu nu putea scăpa o ședință foto mai ceva ca la Milano, numai că lângă șură. Cum ar spune Adriano Celentano, sono la copia più bella del mondo. Altă uliță, altă casă, altă fată. Și aici unde mergem acum? În pivniță. Am adus frunze. Voi rămâneți acolo. Cameramanii rămân acolo. Și o să dăm la pui. Gospodăria fetei e un fel de arca lui Noe, cu toate orătăniile pământului, iar Mircea Radu, băiat de București, se minunează de fiecare în parte. Ba chiar îi cere fetei să-i țină un workshop de mulți vaca. Unde cu astea două degete, ca să faceți presiune. Da. Și din astea alte trage. Aha, am înțeles. Este mult mai ușor să mulci vaca decât îmi imaginam. Uite-mă că știu. Așa se face, nu? Da, mă tot foarte repede. Se prinde ugerul cu putere cu degetele astea și cu restul se strânge, așa cum fac eu la degetul meu. Și pe aici iese lapte. Și pentru că tot e pus pe acumulat cunoștințe, Mircea Radu se învârte și de un curs de dans maramureșan cu altă fată. Și după aia în cealaltă parte... Măi, uite, așa. Mie asta nu-mi iese cu balansul ăsta, asta nu-mi iese. Faceți așa. Din punctul meu de vedere, este foarte greu să dansezi moroșenește dacă nu ești maramureșan. Tap, 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 așa, da. Și? Și vă îmbrățiți așa. Dar cum că îmi rup bazinul? A, așa. Bine, mă vezi diseară, nu sunt bun pentru așa ceva. Nu, e bine, eu zic că e bine. Am învățat să mulg, am învățat să dansez. Mircea Radu trece râul să dea ochii cu încă o fată, Cosmina. Râul Cosău și Valea Cosăului. Și are noroc că o găsește acasă, rămasă să facă de mâncare muncitorilor care lucrează la Casa Nouă. Ce-ați mâncat? Ăsta e cu zahăr. Așa? Tocară cu prânză. Cum adică tocană cu brânză? Mămăligă. Așa se spune aici, tocană cu brânză? Da. Și sunt bune bucatele gătite de ea? De nu era bună, nu vineam la muncă aici. Asta e foarte bună. Întâlnirea cu Cosmina îl va impresiona pe Mircea Radu. Fata este studentă la psihologie în Cluj și își petrece vacanțele prin muncă, aici, acasă. Păi da, pentru mine e o satisfacție că îi văd pe ei fericiți și îi văd pe ei că se bucură că îi ajut. Extraordinar. Extraordinar. Ăla a fost un moment în care am fost foarte impresionat de spusele ei. Adică și eu visez să merg la mare, și eu visez să merg la multe cu cortul, și eu visez să fac alte chestii, dar dacă
acum, dacă așa stau lucrurile, încerc să mă conformez. Extraordinar. Extraordinar ce spui tu. Să știi că ai câștigat sufletul foarte, foarte multor telespectatori. Și ca să vadă ce înseamnă munca la fân, viceprimărița îl duce pe Mircea Radu la Otavă, acolo unde l-așteaptă nu una, ci două fete gata să-l uimească cu îndemânarea lor. Băi, ce chestie, băi! Băi, ce chestie! În seara asta, acceptați invitația mea? Desigur, bineînțeles. Așa îmi place să aud. Cum ora preselecției se apropie, Mircea Radu grăbește pasul și nu mai intră în povești cu toate fetele. Adoptă tactica scurt și la obiect, pe repede înainte. Te rog, vreau să fii acolo. Tu diseară ce faci? Nu știu. De ce să ratezi o distracție? Spune-mi și mie, ai vreun motiv? Nu. Căutările prin Budești nu se puteau termina decât cu o surpriză pentru musafirul de la capitală. Nu uitați ce fată vă așteaptă! Dumneavoastră sunteți fata? Da, mai bătrână! Domnul Mircea, mai bătrână! Doamnă, nu mai spuneți asta! Nu există mai bătrână, există cu mai multă experiență decât altele. Veniți diseară la... Da, veniți, da? Concurenta surpriză nu e orice fată, ci a mai mândră croitoreasă din zonă, pregătită cu un costum tradițional croit pe măsura vedetei. Aici v-am pregătit să vă îmbrăcați dumneavoastră o cămașă din asta. Eu? Da. N-aș îmbrăca-o acum, aș îmbrăca-o mai pe seară și știți de ce? Pentru că pentru că eu am microfoanele astea aici. Și eu dacă le dau jos, la revedere, vorbim ca peștii în acvariu. Nu ne înțelegem. Mai bine mai pe seară. Da. E adevărat că atunci când mi se spune, uite, îmbracă-te și mi se dă o cămeșă din aia pe mine, evident că reacția oricărui om, inclusiv a mea, mă rog, neobișnuit cu așa ceva, a fost să mă trag un pas în spate, zic, stai doamnă, stai cu coane, că nu-mi pun eu aia pe mine. Nu, eu doamnă. Am pregătit o cămeșă frumoasă, călcată frumos și să fii și dumneavoastră frumos, ca la noi. Dar am stat și m-am gândit și am zis, dar stai mai puțin, de ce să nu îmbrac? Dar am să o îmbrac mâine într-un anumit context, o să-l vedeți. Mâine mi-o dați? Da, sigur! Perfect! Asta e, doamnelor și domnilor! Da, sigur! Mâine! E timpul ca Mircea Radu să pună punct căutărilor de mândre maramureșence și să-și a rămas bun de la ghida care a fost ajutor de nădejde. Mintenaș începe spectacolul de preselecție și musa-i ca vedeta să-și tragă sufletul și să se primenească puțin. Preselecțiile încep cu chiotul în Maramureș, unde toată suflarea comunei s-a adunat, emoționată să-l vadă în carne și oase pe Mircea Radu. Iar sentimentele sunt, se pare, împărtășite și de vedetă. Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt emoționat că sunt în fața noastră și bucuria mea este imensă. Din foarte, foarte multe motive. În primul rând pentru că mi-ați adus aminte cât de frumoasă și cât de curată este viața la țară. Cât de harnici sunteți dumneavoastră și dați-mi voie înainte de orice eu și echipa mea, mă rog cei care au mâinile libere, să vă aplaudăm. După ce a făcut încă o dată dovada celebrei sale galanterii, vedeta noastră intră direct în pâine și aduce în fața obștii splendorile adunate cu atâta trudă de pe cărărușele Budeștiului. Înainte de a trece la o prezentare, mă scuzați fetelor că stau cu spatele la voi, voi nu meritați un acest rău tratament din partea mea, am să mă mai uit un pic pe aici. Nici o fată oacheșă din public nu scapă privirii agere a vedetei noastre, care e hotărâtă să mai adauge niște frumuseți pe scena preselecțiilor. Giovanni, Don Giovanni, ia uite-te acolo! Aplauze! Aplauze, să-l încurajăm! Locul vostru este acolo, hai! Duceți-vă! În aplauzele noastre! Și uite așa preselecțiile pot începe. Concurentele se prezintă după modelul maramureșan. Mă numesc Berindea Maria și sunt al vasalea lui Todieraș. Sunt al lui Ana Lupop. Sunt fata luțelului lui Iocu. De-a luțelului Brozbău. E acolo. Mama, asta îmi vine să te întreb cum se scrie. Îți
moldovan Alina și în spatea lui Ionul Gergel. Mă numesc Topora Maria și sunt al Georgea lui Pătreu. Mă numesc Borodi Maria Codruța, sunt din Budeș, alu fata lui Țelu Brosbăr. Numele meu este Marinca Mariana și mi se spune de-a lui Țăranu. Și ești a? A 10-a, cum a trecut. Introducerile fiind făcute, e timpul să intrăm în probe. Să vedem dacă fetele știu să prezinte moda. Mai ca la țară, mai ca la oraș, cum o ieși. Maestre, muzica! Cu zâmbet, cu zâmbet! Bravo! Ai niște gropițe extraordinare, este păcat ca ei să nu le vadă. O asistentă medicală cu niște ochi absolut extraordinari. Zâmbește, zâmbește! Pe pășunea transformată în podium, fetele s-au descurcat binișor, dar Mircea Radu vrea să vadă care dintre ele e mai fotogenică. Și pentru că are un cal și un aparat foto la îndemână... Bravo! Asta e, da! Fata mea e model și mai ceva. E frică de Dumnezeu, că așa am educat-o eu. Rămâi... Asta a fost. Fata mea este de vis, ala loc întâi la mis. Asta e. Excelent, bravo! Asta rămâi perfect, foarte bine. Bravo! Acum urmează o nouă probă. Este proba de talente. Ai un talent? Știi să cânti? Nu. Nu știi să cânti? Na. Știi să spui o poezie? Nu. Cățeluș cu părul creț. Fură rața din coteț. Și se jură că n-o fură. Și l-am prins cu rața în mine. Perfect. Și astfel începe a se recita pe rupte, de unde se vede că mândrele din Budești, când nu cos și țes, studiază cu râvnă literatura. Pe uliță prin Susani sunt pietre și bolovani, sunt pietre și petricele și cocoane frumusele. Trecutau anii ca nori lungi pe șesuri. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată. Din rude mari împărătești, o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră în toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Cobori jos, luceafăr blând, să vezi maramureșencele dansând, că doar și acesta e un talent răspândit în zonă. Păi nu știu cine vrea să vină la o învârtită. La o învârtită? Da! La o învârtită! Mă lași să ți-l aleg eu? Să știi că am mână bună. Mie îmi trebuie cineva cu experiență. Aplauze! Extraordinar! Bravo, domnule! Dar nu toate mândrele se învârtesc tradițional. Unele preferă și valsul. Bravo, extraordinar! Un moment nemaipomenit! Așa să dansezi tot învârtită. Auzi, nu.
De data asta nu, nu o să te mai las eu să, las eu să dansezi invertită. Spune-mi, te rog, ce alte melodii mai ai acolo? Urmează o probă la care o să ne amuzăm cu toții. Se numește proba întrebărilor capcană. Va fi foarte amuzantă pentru toată lumea. Câte zile de naștere are un tânăr la 20 de ani? Mai puțin. Una. Perfect! Câte animale din fiecare sex a luat Moise pe arcă? Niciun. De ce? Moise era cu tăblițele, Noe era cel cu arca. Într-un coș sunt 3 mere verzi, 3 mere galbene și 3 roșii. Câte mere sunt în coș? 9. Am zis 3 mere galbene, 3 mere verzi și 3 roșii. Roșii sunt roșii, tomate. Deci 6. Un cocoș pune un picior în România, iar celălalt în Ungaria. Unde cade oul? Nu face ouă. În tradiția chineză, câte zile are anul nou? 30. Oh! Anul nou! Nu! Anul nou! Una singură! Anul nou este într-o singură zi! Bun! Ah, dar eu nu pot să... Puneți bunina roșie, că asta e o întrebare... Eu nu pot să întreb așa ceva. Întreabă tu. Ia zi, cu voce tare. Unde au toate femeile părul negru și creți? Acum m-ați înțeles? Mulțumesc! Unde e răspunsul? În Africa. Bravo! Asta era răspunsul! Un leu, o girafă, o maimuță și o veveriță stăteau în preajma unui cocotier foarte înalt. Ele vor să se întreacă să vadă cine ia banana din copac. Cine ajunge să ia banana? Girafa. Girafa. Voi ce spuneți, micuților? Cocotierul nu face banane, face nuci. Bravo! Aplauze! Ștefan cel Mare... Îi scapă sabia în fântână. Cum o scoate? Udă. Bravo! Bravo! Ce face vaca când stă la soare? Nimic. Umbră. Cum iese un negru din Marea Roșie? Tot negru. Ud. La așa întrebări și răspunsuri s-a lăsat și seara. No, noi bai! Că aprinde luminile și continuăm. Doar Mircea Radu trebuie să aleagă cele mai mândre 6 maramureșence pentru finala de mâine. Și musai să vadă și cum dansează. Foarte bine! Bravo, următoarea concurentă! Bravo! Bravo! Dansează extraordinar de bine. Adică mă întreb când au ele timp să se ducă în discotecă sau în club sau în ceva. E
Există club aici? Nu cred. Nu cred. Bravo! Bravo! Excelent! Din punctul meu de vedere s-au mișcat extraordinar de bine și știau piesele. Dacă vă gândeați că s-o gătați, apoi nou, greșit, pe final, mândrele au șansa să-l închidă pe domnul Mircea cu câte o frază de nu înțelege nici ciobănașul vrâncean, nici cel ungurean, da, apoi cel bucureștean. Ce înseamnă sintirim? A, știu, cimitir. Da, bravo. Mi-am zdrobit cioncile cât am gătălit astăzi acasă. Mamă, m-a rupt. Dimineața, pentru a face ratute la coptii, avem nevoie de mășuni ca să aprindem focul. Păi dimineața avem nevoie de căpșuni ca să mâncăm... E bine? Ratute este un șoricel. Este un șoricel? Ce limbă vorbiți voi aici, mă? Că asta nu e... Astăzi mi-am domnit haine, halubele în credenți. Wow. Am luat borfele din ciupă, mi-am luat pralnicul și m-am dus la râu. Deci m-am luat hainele din copaie și cu un săpun m-am dus la râu. Nu. Ce înseamnă, zi-mi tu? Practic, pralnic, nici eu nu știu ce înseamnă. Groghi sunt. Pe cuvânt, sunt încorzi. Mă duc în tigniță după picioci. Asta e foarte simplu. Mă duc în pivniță după picioci. Ăștia trebuie să fie ceva de mâncat sau de băut? De mâncat. De mâncat. Stai. Nu, stai un pic. Cartofi? Bravo! Bravo, mulțumesc! Mă duc în șură și țâp fân. Adică dai la fân, nu? Adică îl... Acolo unde se ține fânul și-l arunc în jos. Dacă astăzi veneam cu cămeșă, vă aduceam o ulcică de horincă, sigur intram în finală. Dacă veneam eu cu o cămașă și tu aveai un 50 de palincă, sigur intrai în finală, nu? Asta a spus? Astăzi la tavă ne-am uitat oiejile pe mejdă. Sticlele pe mejdă? Da. Mejdă, nu știu ce poate pe o... Pe ce poate să fie aia? Într-o traistă? În două traiste? Pe marginea locului? Poftim de mai înțelege ceva! Acestea fiind spuse într-o limbă pe care doar maramureșenii o înțeleg, se pune capăt preselecțiilor de la Budești. În curând, 6 norocoase vor fi alese de vedetă pentru finala locală. Copleșit de atâta responsabilitate, Mircea Radu încearcă mai întâi să adune păreri din public. Pe care ai alege-o tu? Nu știu, dar sunt frumoase. Bravo, frumos și diplomat răspuns. Tu pe care alegi? Crina. Eu am mai văzut emisiunea asta. Dar nu așa feche deștepte ca la noi în Budești. Eu să fie după mine. Eu pe tate cum le-aș alege? Toate au fost foarte bune. Momentul deciziei este de departe cel mai greu moment. Trebuie să aibă 3 calități fundamentale. Sigur că trebuie să fie frumoasă, evident, vorbim despre un concurs de mis. Dar trebuie să fie isteață și trebuie să fie harnică. Aplauze pentru cele 5 finaliste! Vă întrebați cine o să primească această coroniță care este ultima? Crina! Pentru că mi-este foarte, foarte greu, am să apelez la ajutorul vostru. Dumneavoastră veți decide din două care va primi coronița în funcție de aplauzele pe care le veți oferi. Cele două sunt...
Miss Italia 2012 și Miss Italia 2013, cele două surori. Dragile mele, coronița asta nu va merge decât la una singură dintre voi. Știți asta? Și dacă va câștiga ea, ce vei spune? Nu contează, oricum suntem surori și bine așa. Asta e părerea și părerea. Da. Aplauze! Hai să zicem pentru ea! Aplauzometrul a înregistrat un 85. Aplauze pentru ea! Aplauzometrul a înregistrat un 85. Ce ne facem, fetelor? Luați asta, luați coronița și aveți 30 de secunde să o puneți care pe capul cui, da? Noi nu o să ne uităm, da? Dragi prieteni, ultima semifinalista noastră este Crina. Și uite așa, cu chiote și veselie, se sfârșesc preselecțiile la Budești. 6 fete au fost alese, care se vor lupta mâine pentru șansa de a reprezenta cu mândrie Comuna Budești. Lupta e mâine, dar discursurile au început încă de acum. Eu sunt sigur că noaptea asta prea puține dintre ele vor dormi. Seara asta a fost una extraordinară, din toate punctele de vedere, m-am simțit foarte bine. Consider că principala mea calitate, în plus de celelalte fete, este că sunt o persoană populară de la țară care nu mi-am abandonat localitatea. Puțin sunt dezamăgită de mine. Cred că, de fapt, consider că nu am dat tot ce am putut și tot ce aveam mai bun de dat. Mâine o să port cu mândrie portul tradițional, maramureșan. O să dau tot ce am mai bun, o să fiu mai conștiincioasă. Mai trebuie să lucrez un pic la partea de psihic, cu emoțiile, în rest o să fiu 100% pregătită. Cele 6 semifinaliste au avut timp să-și recapete forțele peste noapte. Pentru că dis de dimineață Mircea Radu le-a pregătit o probă fizică. Ar vrea să vadă cu ochii lui cât de pricepute sunt fetele din Maramureș la trebile gospodărești. Să vedem de ce au nevoie pentru prima încercare. Eu am crezut că sunt niște palete de tenis sau ceva. Asta se spune praniec. Eu o să am nevoie de ajutorul noastră pentru că am înțeles că la prănicat trebuie aleasă și o anumită piaă, un anumit tip de piaă, nu? Sigur, și trebuie să știi și cum dai. Dar spre albe, musai să le murdărim un tip. Noastră veți fi așa un fel de Cristian Țopescu. Vedetă și comentator se apucă taman ca binecunoscutele reclame să tăvălească pânzele prin noroiul râului. A, vedem dacă apa de râu și prea lăudatul pranic fac aceeași treabă ca detergenții din supermarket. Pe locuri, fiți gata! Cu dunga pranicului, așa lucra femeile noastre de mult. Aia de acolo nu știe, aia din capă nu știe. Trebuie să știe să le storcă, nu să vedem. Știu să le storcă, trebuie să le storcă. După aceea le-a așezat frumos pe o piatră. Spre cepute, nu, vă zic că eu nici n-am vrut să ziu la jurul că e foarte greu să le selectez, că toate-s bune. Da. Fetele au terminat de pranicat și așteaptă verdictul. Însă înainte de asta, Mircea Radu vrea să imortalizeze momentul în câteva fotografii. V-a mai spus că e pasionat.
nu m-am putut abține, trebuie să-l fac o ședință foto în apă. Zâmbește-mi puțin. Fă-te călbați, fă-te călbați. Și la mine, uite-te. Asta e, da? Așa. Da, te uiți și la mine, da? Asta era. Da, zâmbești frumos, asta e. Joacă-te un pic cu apa. Acum! A sosit momentul adevărului în care aflăm care fată a spălat cel mai bine rufele, dar care și le-a scuturat și întins cel mai bine pe sârmă. Cum e? Puțin aici. Puțin acolo, da. De întins s-a întins bine? Foarte bine. Dar ce înseamnă să întins bine? Păi să fie egal, uniform. Stai foarte bine, dar aici are un miezuc, numai un pic. Foarte curată și după mine 10. Hopa! Nu e bine. O miez. Nu-i dreaptă pânza. Eu dacă ar fi după mine, eu la tătie le-aș da nota 10. Apoi dumneavoastră îți face știi, fetele sunt foarte pricepute. După cum e lumea acum. Acum am multe nici pătrâne, nu știu, nici ține pranic în mână. Bravo, v-ați descurcat excepțional. Ne bucurăm că nu i-am făcut de rușine. Găzdoaia e mulțumită că mândrele cele tinere n-au făcut satul de rușine. Numai că decizia trebuie luată de vedetă, care simte nevoia să le mai departajeze un pic și le supune altui test. Acela de făcut mămăligă. Mămăligă la voi se numește altfel, nu? Tocană. Tocană. Și la tocană cum spuneți? Mămăligă. Să vedem cât de bună mămăligă faceți, cât de bună tocană faceți, poftim. Hai! Aici n-a mai fost așa ușor. Parcă ceva n-a ieșit cum trebuie. Ori apa a fost prea puțină, ori cea unul prea mare, în fine, mămăligile arată curios. Iar Mircea Radu e galant ca întotdeauna. Din punctul meu de vedere, eu cred că sunt, să nu spun cuvânt mare, excepționale. Asta... Frumoasă, da. Încă mai trebuie să mai învețe fetele. Dar stați mai puțin, a trebuit să gustăm. Nu-i sărată, treia mai fiartă. Rămâne între dinți. Sarea e bună. Mm-hmm. De sărată e sărată? Bună. Ar merge un pește extraordinar. Bună. E bună, nu rămâne printre dinți, nu se zgrumțurește. Bună. E în regulă. Asta e din străinătate. Să îndrăznim? Nu e rea. E urâtă, dar... Dar e bună. Dar e bună. Nu, asta nu-i sărată. N-ai punct de sare. Părere de rău, dar noi. Le dăm notă de trecere? Eu așa-și crede. Da, 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 trebuie să spuneți măcar una din cele șase, una să spuneți că a fost bună și că a fost pe gustul meu și așa ați făcut dumneavoastră mămăliga. E greu să spun. Aici, să grăim la dreptate, nici una nu s-a descurcat bine. La spălat rufe sunt de nota 10, da. La făcut mâncare... Nu, ori învăța că stânere. Suntem total de acord. Fetele au toată viața la dispoziție să se perfecționeze. Însă acum nu stau prea bine cu timpul. Odată încheiată proba, dau fugă la casele lor să pregătească una alta. Pentru că vedeta de la București are de gând să le treacă pragul, să vadă cum și unde locuiesc și să afle cu această ocazie mai multe despre ele. Trebuie să o... găsesc pe Mariana. Ia uite-o! Mariana, sărut mâna! Ne primești? Sigur că da! Haide. Bine! Încrezătoare și tare mândră de tradițiile maramureșene, Mariana îl conduce pe Mircea Radu spre camera de zestre. Și-ar trebui să arate o cameră, cel puțin, într-o casă de la Budești.
De exemplu, aici o cămașă feminină făcută manual, una bărbătească, dacă vreți. Cu cea mai mare plăcere să o îmbrăcați. Vreți să o îmbrac acum, aici? Nu. Fata tocmai a terminat școala de asistente la Baia Mare și s-a întors în satul natal. Nici nu-i trece prin cap să mai plece, pentru că aici sunt toate lucrurile care îi plac. Îmi place foarte mult să croșetez. Am făcut de mică, să plușez, de exemplu, ceva de genul plușatul la noi. Lați ață pe deget. Așa. Stai un puțin că eu am altfel de deget, în fine. Așa, zicem așa, da? Și? Nu, pe jos. Mărceacul cu totul pe jos. Aha, da. Așa. Oh. Se mai ia o dată pe ață. Ce asta, bă? În timp ce vedeta ia prima sa lecție de croșetat, în cameră se strecoară mama și bunica fetei, iar aceasta din urmă nu scapă ocazia de a-i zice din dragoste lui Mircea Radu: Să trăiți, cel mai frumos om din țara românească, iubirea vieții mele, eu n-am știut cu-i trăi. Să-l văd în carne și oasă pe Mircea Radu. Să rămână, mulțumesc. Mircea Radu, te iubesc. Declarația fiind făcută, bunica își aduce aminte și de nepoată și începe a o lăuda și pe dânsa. Ia uite ce îndemânare. M-am apucat de treabă ca să vedeți, să nu credeți că... Da, ea face tot felul, tu știi, fata asta. Băcă numai pe una singură avem. Și tot ce e aici, aici, aici și dincolo. Eu vă mulțumesc foarte mult că ne-ați primit. Vă așteptăm diseară, la marea finală, bine? Bun, să rămână, a fost o mare plăcere. Mircea Radu, te iubesc, mare amor, loc o zonă, dor frumos! Noi să mor mâini, îmi pare bine că am trăit și l-am văzut pe Mircea Radu în carne și oasă. All we need is love, love, love is all we need. Copleșit de valul de iubire care s-a abătut asupra lui, Mircea Radu pornește către următoarea mândră din Budești. Bună ziua! Ce faci tu, Marie? Da, păi vă așteptam! Te pup! Vă pup și eu! Bun, mergem în grădină, da? Da. Am senzația că aveai și ceva treabă. Da, am descos cartofii. Ia uite, îi usca pământul. Apropo, acesta se numește un corci. Este un corci de picioci. A, adică un cuib. Exact, un cuib de cartofi. Un cuib de cartofi. Studentă la inginerie în Cluj, Maria își petrece fiecare vacanță acasă, unde își ajută părinții la muncă. Am foarte multă energie și asta e de bine și în muncă și în timpul liber. Din cele câteva minute petrecute cu Maria, vedeta noastră și-a cam dat seama că are de-a face cu o fată energică, vorbăreață, deschisă și mereu veselă. Dar înainte să plece, vrea să-i cunoască și părinții. Oare de la ei a moștenit fata firea volubilă? Sărmâna! Bună ziua! Bună ziua! Vă salut! Bine ați venit la noi! Două femei și un bărbat! Două femei și un bărbat! Da, pe sunt soțiile noastre? Da! Una de zi, una de noapte! Cum e cu fata? Nu vreau să-mi o lau că e a mea, dar pot să spun că am avut un copil... Excepțional de bun! Înzestrat cu ceva mai mult de la Dumnezeu. Ifeciorul tatii! De ce? Așa, pentru că e cea mai mică. Cea mai mică, da. Așa, a vrut o fecior. A vrut fecior și tot a ieșit. Fată. Tot fată. Încă urmărit de vocile familiei, Mircea Radu își a tălpășița către următoarea semifinalistă. Ce faci, Cosmina? Îmi coseam o gaică de la o cămașă populară pe care o să port de seară. Deși material nu-i lipsește nimic, e studentă la Cluj și are o casă mare și frumoasă în Budești numai pentru ea. Cosmina are o mare greutate pe suflet. Îi lipsește căldura familiei, căci părinții sunt de 11 ani plecați la muncă.
nu te poți obișnui acolo. Nu, nu-mi place. Locul în care fata se simte bine și în siguranță e acasă, la Budești. Aici viața e mai liniștită și liniștea e ceea ce lipsește sufletului sensibil al Cosminei. Ai putea să stai într-un oraș ca București, unde pindă? Nu. Spune-mi de ce. Nu, pentru că e prea aglomerat. Sunt la Cluj la facultate și mi-a fost foarte greu primele zile, mă rog, primele săptămâni să mă acomodez. Am simțit că mă sufoc într-o aglomerație. Toată lumea era grăbită, toată lumea se grăbea. Mai nici eu nu mă grăbeam așa mult să vin să le dau levăcuțe de mâncare, cum se grăbeau ăia să ajungă, nu știu. Deci era o agitație totală, se împinge pe stradă, n-au loc într-o leu, te calcă. Când vine acasă din orașul aglomerat, Cosmina se apucă de muncă pentru că trebuie să mențină în bună stare casa și gospodăria. Seara se retrage în cuibul ei, pe care și l-a umplut cu animale de pluș, să-i țină de urât. Mircea Radu o lasă pe Cosmina să se liniștească un pic, să se adune pentru finala de diseară, iar el își continuă drumul pe cărările Budeștiului, spre casa următoarei finaliste. Suntem așteptați? Ușa deschisă? Bine ați venit! Ce faci, frumusețe? Lucram și eu prin casă. Da? Da. Te pup! Aici menținem că maica mi-a tradiția. Și... Uai de mine! Dar câte sunt, măi? Și astea toate sunt ale tale sau? Ale mele, ale părinților, ale bunicilor. Dar tu iarna porți așa ceva? Bine, când ești aici. Zestrea a fost trecută în revistă. Fata pare numai bună de măritat. Dar deocamdată nu se gândește la asta pentru că are o facultate de terminat. Face studii de securitate la Cluj, iar părinții se străduiesc din greu să o țină acolo, pentru că în ultima vreme n-au mai găsit de muncă în Italia și trăiesc din munca pământului. Cu toate că nu stau ca pe roze, Alina are planuri mari de viitor. Mi-ar plăcea foarte mult să lucrez la armată. M-am pregătit pentru armată, însă din păcate nu am intrat. Cred că și ofițerii abia așteaptă să lucrezi tu acolo. Am remarcat ieri că atunci când ai intrat să te prezinți, prima chestiune pe care tu ai spus-o a fost... Lăudăm pe Iisus. Lăudăm pe Iisus. Așa se zice la noi, se dă bdinețe. Impresionat de felul responsabil și respectuos de a fi al Alinei, Mircea mai dă o raită prin casă, căutând să mai afle câte ceva despre ea. Fata îi arată obiectul ei preferat, o păpușă ale cărei haine sunt croite chiar de ea. Însă vedetei noastre îi se opresc ochii asupra altui lucru. Ce e cu asta? Ăla e cadoul meu de 18 ani de la un băiat. N-a fost oare foarte aluziv? Nu, mă gândesc. Nu cred, ne înțelegem așa ca și frații, deci nu. Sunt convins. Păi v-ați înțeles ca frații până la momentul în care ți-am dat asta. Aud, se crapă de ora 4. Anca! Vă întâmpin o găzdaie, e mult. Ce făceai în momentul ăsta? Acum făceam plăcinte. Acum făceai plăcinte? Plăcinte cu burenie. Plăcinte cu ce? Cu burenie. Cu burenie? Da. Burenie înseamnă bureți. Nu, burenie însemnând mărar și coade de ceapă. Mircea Radu se tocmește cu găzdoaia să-l învețe măcar cum se fac plăcintele. Când i-o fi foame, să-și facă singur. Vă poftesc, da? Să întingeți foaia de plăcintă. Așa, cu ăsta, nu? Cu sucitorul. Uh-huh. De așa, nu? Nu apăsați. Nu apăsați, că se leagă de sucitor. Trebuie mișcări finuțe. Trebuie mângâiate. Și acum începeți de aici, frumos, așa, întingeți-mă. A, și duc în mijloc, nu? Așa. Hai din mijlocul plăcintei în mijlocul problemei. În timp ce învață să gătească, Mircea Radu nu uită că a venit să afle mai multe despre Anca. Părinții mei sunt plecați de 8 ani de zile în străinătate, sunt doar cu bunica. Pe ție nu ți-este dor de ai tăi? Ba da, mi-este foarte dor. Mi-închipui că atunci când erai mică, dacă se poate spune, ți era și mai dor. Da, normal, pentru că eu am crescut cu bunica. Mami lucra, tati era plecat, tot la muncă. De câte ori vorbeai cu ei? Înainte destul de rar, erau mai puține telefoane. Acum vorbim în fiecare zi. Te vei căsători, vei avea copii. Normal. Vei proceda la fel cum... Nu. Nu mă voi depărta de ei. Știu ce înseamnă. O să fac tot posibilul cât mai mult timp să-i țin lângă mine. Gândești foarte matur.
probabil singurătatea m-a făcut să gândesc așa. Încă o poveste care impresionează. Pare că Maramureșul e una din zonele țării în care mulți copii, ajunși acum aproape oameni mari, au fost nevoiți să înfrunte viața departe de părinți. Asta e plăcinta făcută de dumneavoastră la Budiș, da, pune Maramureș. Aici, pune aici. Uite, așa arată o plăcintă. Da. Ajunsă în finală, după ce sora ei i-a cedat cu încredere locul, Crina îl primește pe Mircea Radu plină de emoții. E și normal, având în vedere că e și cea mai tânără dintre concurente. Bună ziua! Sărmâna! Ce faci frumoasă? Bine, dumneavoastră! Bine! Prinsă și ea între două lumi, între Italia și România, Crina pare o fire mai introvertită și timidă. Într-un fel, ea se poate considera norocoasă, pentru că părinții, după ani de muncă departe de casă, s-au hotărât să-și ia și fetele în Italia. Așa că, de la 8 ani, fata trăiește la Firenze. Tu ai făcut acolo școală, nu? Da. Și urmă, ești în liceu. Spune-mi, acum trec. Acum treci în liceu. Spune, mai fost privită diferit? Nu. Te-ai putut integra ușor? Primul an de școală nu prea bine, că nu am înțeles limba și mi-era un pic greu. Dar după aia m-am obișnuit. Acasă, când ești în Firenze, care este programul tău într-o zi oarecare? Stau pe calculator, nu stau la televizor. Stau numai seara cu părinții, ne mai uităm la Strișa la Notiția. Strișa la Notiția este în fiecare seară? Da. Crina a rostit cuvintele magice, fără să știe că vedeta noastră e pasionată de divertismentul italian. Avantiunatul este al lui Paolo Bonolis. Da. Mm-hmm. Da, e o emisie bună. Dar Paolo Bonolis este într-adevăr, este fabulos. Numai că Paolo Bonolis nu pot spune că este un bărbat drăguț. Ah, Fiorello, da. Fiorello este un bărbat drăguț. Paolo Bonolis e mai... De el îți place. Da. Jerry Scotti. Și... Carlo Conti. Carlo Conti este foarte bun, e pe Rai 1, nu? Bine, acum să mai aflăm câte ceva și despre fată, că doar de-aia am venit. Când vine în vacanțe, Crina muncește în gospodăria bunicilor. E deci foarte ocupată și nici prin cap nu-i trece să se împrietenească cu vreun fecior. Ascultă orice muzică în afară de rock și cam atât. E tare scumpă la vorbă și rușinoasă. Am mai spus? Spune-mi, aici în camera asta, există vreun obiect de care tu să fii legată? Da, de fustele astea îmi plac foarte mult. Asta? Da, aia îmi place de când era mami fată. Aha. Ai avea succes dacă ai merge pe străzile din Firenze cu fusta asta? E, nu, nu știu. Nu știu. Aș merge, dar nu știu cum să zic, mi-e cam rușine. De ce ți-e rușine? Nu știu. Acestea fiind spuse, vedeta o lasă pe fată să se gândească la ce ținută va purta diseară la finală. Acum că a apucat să le vadă pe toate cele 6 semifinaliste în elementul lor, și-a făcut o idee mai bună despre firile lor. Dar ca să aleagă una care să-l reprezinte la capitală, e musai să le mai treacă prin niște încercări. Așa că se pornește la drum, căci mai e doar o țâră până începe finala locală. Satul s-a adunat din nou cu mare și cu mic să asiste la alegerea unei fiice a obștii care să ducă mândrul nume al Maramureșului la București. În aplauzele dumneavoastră, pentru că sunt foarte emoționate, le invit pe cele 6 finaliste. În 30 de secunde să vă prezentați și să spuneți de ce credeți voi că sunteți îndreptățite să reprezentați Maramureșul. Sunt perseverentă, încrezătoare și aș purta oriunde cu mândrie portul tradițional și tradiția de aici. Mi-ar place să ajung la București, să reprezint Budeștiul, Maramureșul chiar.
pot să reprezint Budeștiu, deoarece sunt o fire destul de ambițioasă, îmi doresc, sunt încrezătoare și înaltă, modestă. Consider că ar trebui să ajung la București, în primul rând, pentru că sunt fată de la țară, de la Budești. Aș vrea să cunosc și eu Bucureștiu și mi-ar plăcea să-l vizitez. Eu zic că merit să merg în finală, pentru că o să mă descurc foarte bine, o să fac față probelor de la București. Sunt o fire ambițioasă, veselă și optimistă. Ca să vă treacă emoția și ca să încălzim un pic atmosfera, zic să plonjăm în prima probă, care este dans. Maestre, muzica! Păi nu, hai că asta a fost ușor. S-a văzut că mândrele știu a juca. Acum e timpul să ne arate cât de fotogenice sunt. Dar nu pozează oricum, ci cu cel mai bun prieten maramureșan al lui Mircea Radu. În timpul filmării niciun animal nu a avut de suferit. Când în brațe tu îi strângi țața-ța căprițeța, bucurile aduci și țața căprițeța. E unde tu ai jucat țața-ța căprițeța, relele ai alungat țața căprițeța. Ai lăsat ghinile în loc țața-ța căprițeța, sănătate și noroc. Brita, ta, 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 foaie, fetele nu scad, s-a ripcat, a pisnicat, buha și coloca luat, țaca, brita, ta, ta, ta. Dragi prieteni, urmează acum o probă de mare îndemânare gustativă. Ceea ce a vrut să spună poetul este că la următoarea încercare, mândrele vor trebui să ghicească ce mâncare tradițională mănâncă, legate fiind la ochi. Da, ia, sigur că e. Stai, no. Prinde ca și cum ai prinde. Așa, asta a fost. Vezi ușor să nu dai pe tine, mă gândesc. Da, acum o ții în poziția de mers. Gura mare. Ține tu, da, asta este, bun. Eu zam aici. Atenție, reamintesc, suntem în Maramureș, unde bucatele, mă rog, hrana, este undeva pe podium, pe locul întâi. Lapte de oaie cu tocană. Asta este carne de? Miel. Buiaș de oaie. Preferatul meu. Colac cu nucă. Prăjitura cu măr. Foi cu măr. Prăjitura cu măr, foarte bine. Cureci în plut. Ce ai spus că e? Sarmale. Avem o zamă de păstăi cu afumătură, cu picior de porc se face pe la noi, cu smântână multă și legumele. Perfect, perfect! Cu papilele gustative stau bine fetele. Doar nouă ce ne-a rămas o poftă de neplouă în gură. Dar să continuăm! Urmează o probă la care tot satul s-a râs.
căci mândrele au fost puse să mimeze animalele din gospodărie. Albină? Este albină? Nu. Da, deci nu e albină, altceva. Capră? Capră! Da, am simțit o nuanță din partea golanilor ălora că se putea mima și altul. Da, lasă că știm. E câine. Câine, bravo! Zi-mi de unde ți-ai dat seama. Păi am văzut cum merge în două labe. Draga mea, să știi că porcii merg în două labe doar când sunt veți. Când sunt treji, merg în patru. Vacă? Da. De unde ți-ai dat seama? Pentru că am mâncat oaia. Oaie? De unde știi? Am văzut-o că era ca oaie. Castor! Măi, fata, mă, dar unde ai auzit tu de castor care îți aibă coarnă, mă? Nu știu. A, nu știu, ai zis așa, castor. Bun, nu e castor, căprioară. Căprioară? Da. Bă, nu. Voi sunteți praf, mă. Sunteți praf. Nu știu zic. Vacă. Vacă! Da și frumos îți mulțumesc că ai venit din București! Ai, mă, și iară, măi! Nu-i domn ca Mircea Radu! Da, Mircea Radu, să trăiești! Să nu uiți de ce ești! A fost o atmosferă extraordinară, pentru că se pot spune foarte multe lucruri despre maramureșeni, dar printre primele care îmi vin în minte este că știu să se distreze. Sunteți absolut formidabili! Hai să ne pupăm! La pupături toată lumea se înghesuie, dar să ne grăbim și spre următoarea probă în care fiecare fată trebuie să-și arate talentul. Și, în ciuda așteptărilor, prima îndrăzneață nu trage o învârtită, ci un vals. Formidabil! Un număr de dans extraordinar, de parcă ei ar fi fost profesioniști. Ei, lume, dorule, tu spune-i să nu se teamă, nu-i oi fi, e bună seamă, măi, dorule, dor. Bun, hai să trecem, că intru într-o criză de râs. Ok, bun, fiate, gata, asta e. Ei, lume, dorule, tu spune-i să nu se teamă, nu-i oi fi, e bună seamă, măi, dorule, dor. Fata care a cântat, da, cred că putea cânta și mai bine dacă ar fi avut în spatele ei o zongoră, o ceteră și un dubaș. Cred. Ei, da, ești, măi, bage că tu îmbrat, dar nu ai nimic în cap, lume! În timp ce unele își demonstrează talentul, altele sunt în plin proces de creație ca să aibă ce arăta satului mai târziu. Una dintre mândre e talentată la cusut, așa că au organizat o clacă adevărată la care să-și dovedească priceperea. Unde om face așezătoare la mărie peste vale? Casa mândrii s-a aprins, eu m-am omorât, gheris, mamalor! Gata cu șezătoarea. Urmează să vedem rezultatul talentului celorlalte fete. Este Donald Rățoiul. Cine este? Mickey Mouse. Este Mickey Mouse. I-a întins foaia sub nas așa și m-a întrebat din ochii ei foarte mari. Ce zici?
Bun? Îți place? Evident că am râs în sinea mea pentru frumusețea întregii scene. Admirăm coafiura pe care i-a făcut-o Alina. Hai! Mircea Radu continuă suita de probe cu una tradițională, aceea de torsălână. O mai știi vreuna cum se face? Sau măcar cum se numește obiectul muncii? Asta ce este? Este lână, da? Da. Și ăsta cum se numește? Cujelcă. Cujelcă. Asta ce este? Fus. Asta? Sfoară. Tu sunt convins că știi. Acolo în Firenze cred că toată lumea umblă cu... Sigur, nu? Salut! Era un domeniu la care mă pricepeam odată, dar pentru că m-am ocupat cu televiziunea, am chemat o doamnă de aici din sat care a avut o părere avizată. Mariano, un drugab de cergă. Din ce râde lumea, înțeleg că nu este foarte bine. Nu-i bine. N-ați văzut în viața de treabă. De ciorici, nu-i nici de cergă. Șancuța-i tăi de ciorici. No, asta e bună. Asta am zis și noi. Este de cergă. Și asta e de cergă. Nu e de fel. Dar ce e asta? Nici de cergă, nici nimic. Deci o nenorocire. Până acum, dragi prieteni, ia 10, Alina. În ziua de azi, când s-au inventat ploverele de mol, doar pisica mai toarce. Mircea Radu își continuă lista de probe și ajunge la cea de țăpurituri originale. Fetele au avut de inventat unele, folosind cuvinte impuse. Ei, hai și iară, hai, Maramureș, plai cu flori, Mircea Radu în sala noi. Hai, lume, dorule, și repede o zinit, și cu el m-am întâlnit. Să mă duc în capitală, unde viața-i mai ușoară. Și apoi, lume, dorule, la show-ul mis de la țară, bolându-i cine nu zine. Și apoi, lume, dorule, fete nealcoșă să vadă pântre care și pe mine. Și apoi, lume, dorule, cât-i mare Amureșul, nu-i copil ca eu și tu, nici ca și Mircea Radu. Și apoi, lume, dorule, Mircea Radu-i tare hireș de când îi în Maramureș. Și apoi, lume, dorule, ei, țură și țură, țură, bună seara tuturor oaspeților, gazdelor. Ne-au venit oaspițalești, tocmai de la București, și-au venit oaspeți de seamă ca să nu facă reclamă. Îți cu misul de la țară, țură și țură, țură. Și-am tare te-aș ruga ca să zi în fața mea. Și de aici încolo, finala a devenit mult mai distractivă pentru vedeta noastră. Asta rămâne la dumneavoastră să încinați mai departe cu bărbat. Hai, hai și iară, hai. Politicos, Mircea Radu mai gustă odată și încă o dată, după cum cere tradiția. Maestre, muzica! Iar acum, fetelor, dans! Urmează proba de învârtită maramureșeană la comun, de la care nu se dau înlături nici primarul, nici vedeta. A fost, puțin a rămas. De fapt, a mai rămas doar o probă de defilare în costum tradițional.
cu cămeșa și cu clopul. Este un fel, dacă vreți, de a le spune maramureșenilor mulțumesc că ne-ați găzduit. Mie mi-a plăcut tare mult. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult! A fost un moment absolut emoționant pentru mine și sunt convins că pentru toate fetele. Am ajuns la final, la finalul unui concurs care a durat 2 zile, dar parcă ar fi durat 2 săptămâni. Înainte de a anunța care este câștigătoarea, aș vrea să le felicit pe toate, pentru că fiecare ar putea să reprezinte Budeștiul. Niciun fel de problemă. Cum poți să stai cu 16 fete în semifinală, apoi în finală cu 6 fete, lăudându-le, crezând în ele și cu toate astea, la sfârșit, trebuie să alegi una? Sigur că mi-a fost greu. Din păcate, trebuie să aleg pe una. Dacă tu ai fi îngerașul meu sfătuitor, pe cine mai alege, mai sfătui să aleg? Păi nu știu că... Hai te rog! Anca! Anca! Pe Alina! Pe Alina! Hai să luăm un om mai experimentat, mi-ar trebui. Păi sunt fiul de-a Budeștiului și le-a jucat pe toate și bineînțeles că toate ar merita să ajungă. Momentul adevărului a sosit. Fata care va reprezenta Maramureșul este... Alina! Am ales-o pe Alina, dar vă deconspir un lucru. Nu m-am uitat în ochii celorlalte 5. Pur și simplu n-am putut. Doamnelor și domnilor, ea este marea câștigătoare a acestei serii. Este Alina, este o mândră de aici din Budești, care sigur va ști să reprezinte Maramureșul. Eu am mare încredere în Alina. Naturalețea ei, în blândețea ei. Mama ta este acolo, o poți îmbrățișa. Alina are 20 de ani și este studentă la Cluj, la studii de securitate. Îi place orașul, dar nu l-ar da pe satul natal, unde își petrece tot timpul liber pe care îl are. Vestea că a fost aleasă pentru finală a emoționat-o peste măsură și promite că va duce mândrul nume al Maramureșului la capitală. Față de mici radunori, am mare, mare responsabilitate. Să se simtă mândru printre celelalte vedete, să zică ea, am ales o fată care așa îmi place și celelalte vedete să mă vorbească de bine, să mă laude. Și eu spun că ea va fi câștigătoare. Da, ea va fi câștigătoare.